sunul pe ăla, pe Xiaomi și hai să ne întâlnim. Îți dă vrei telefonul. E la mine? Da. E la tine, la magazin? Așa e. Poftim. Băieți, salutare și bine ați venit la un nou episod de 5M pe server. Bă, nu aici, dai să mă punem în Sandy. Stai așa că aveam eu o locație mai bună. În Sandy? Nu o locație. Caută o locație până îl caut eu în telefon. La 4020, dar hai să ne suim să mergem într-acolo, că e ajung mai repede. 4020, hai. Fii atent, îi zici așa. Îi zici că vrem să ne ajute să ne întâlnim cu Bădescu acolo, așa îi zici. Bă, adu-l pe Bădescu, că dacă nu, familia ta o să fie moartă. Exact așa îi zici. Adu-l pe Bădescu la 4020 dacă vrei ca familia ta să mai trăiască. N-avem rotorină. Exact așa îi spui. De rotorină. Deja nu mai are răbdare. E poliția în față? 18 pe poliția română. Urmează să vedem o mașină în pom și aia a fost tot. Păcă mi-a și picior. Haide mă, haide mă. Bă, îl sun mă sau nu răspunde? Stai că nu răspunde, stai așa. Răspunde mă? Mă auzi? Fii atent aici. Vreau să-l aduci, să-mi-l aduci pe Bădescu. 4020. Nu, o să-ți moară familia și tot neamul, mă înțelegi? Gat, de azi suntem sătui. La codul poștal, cât ai zis? 4020. La 4020 mi-l aduci. Fără numai voi doi, că dacă nu vă împrăști creierii. Salut. Ce-o zis, vine? Da, a zis că a înțeles. Nerea era în spate, da, hai. Păi de asta zic, am știu a zis că mai merge la nu știu unde și Ilia, nu știu ce. Nu vreau să înțelegea foarte clar, da. Sper să știe că e vorba de spate aici. Mai sună o dată dacă e să zic că suntem în spate, ha? Nu, no, cred că e nevoie, da. Bag mașina aici, bine. Unde dracu o bagi, bre? Dați-vă jos și numai. O să țin masca așa pe față. Că mai sună o dată, mai sună o dată? Mai sună o dată și zic să vină urgent. Bre? Mă auzi, bre? Am și un coconuț. La 4020 în spate aici, da? E un magazin de... Hai, în spate, în spate vino, hai, repede. E cum să aud ciorile astea așa. Nu știu. O veni, mă? Da, o veni. El e? Nu, e el, mă. Bă, 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 e el. Stai acolo. Stai acolo. Și vreau să vorbiți tare. Ca să ne putem înțelege. Da, domnilor, spuneți. Capătescu, mă. Te-am chemat aici pentru că noi doi avem ceva de discutat. Adică, nici nu ne cunoaștem. Dă-ți masca aia jos. S-ar putea să-ți pară rău. Ia dă-ți masca aia jos. Dă și tu masca jos. Ți-a fost dor de mine? Bă! Bă, eu știam că tu ești mor, mă. Așa știau foarte mult din băieți. Așa știau foarte mult din băieții tăi despre asta. Și am venit aici să te întreb. De ce ne-ai trădat? Că tu erai cu noi în familie, erai oficial la noi. De ce ar trebui să faci toate astea? Brenia, bebe. Fii atent, eu am trădat pentru că de fiecare dată... Ia să scoși eu astea, băiți. Zi că nu te aud. Eu te-am trădat pentru că de fiecare dată mă făceai bombalău, te dai în mine, îmi dădeai pumni, își bătei joc de noi. Ți se pare că este ok această treabă? Păi eu simt că o să trădeze și Eric la un moment dat.
cazul ăsta. Las că Eric mai bombalău. E prea bombalău ca să... Și ce te-ai gândit? Să-ți faci tu familia ta sau ce? Da, Brian, am vrut să ți-o fur. Alături de Tudor. Tudor este mort, să știi. Tudor. Cum adică Tudor este mort? A fost capturat de mine. E o poveste lungă, dar a fost capturat de mine pe insula Caio. După care, în momentul în care moșul a fost urmărit de oamenii tăi, noi am reușit să omorâm o parte din ei, să fugim cu un elicopter, iar Tudor a fost aruncat în apă de la o înălțime foarte mare. Nu cred. Bă, ar trebui să crezi. Noi te-am chemat aici pentru un singur lucru. Aș vrea să spun că îmi pare rău pentru tot ceea ce ai făcut. Pentru că va trebui să fie ultima ta zi. Aoleo, stai, nea bebe. Ce știi stai? Ce am eu pentru tine? O să... Ce anume? Ce ai, mă? Ce surpriză, bă, ține mâinile sus. Aoleo. Ține... Tu și cu băiatul ăsta din dreapta ta cine? Băiatul ăsta din dreapta ta cine e? Șum. Băiatul ăsta ne-a ajutat foarte mult, să știi. El ne-a adus aici, dar să știi că data trecută a venit altcineva îmbrăcat. Ia uite-te în dreapta ta. Mâinile sus. Ia uite-te în stânga ta. Mâinile sus, mă. A venit-o. Bă, stați convins că nu e chiar așa. Omorâți-i pe toți, omorâți-i. Mâinile sus, lasă pistolul. Trage și voi. Mai e vreunul, vedeți după mașini. Mai e cineva? Bă, mai trage cineva, uite, din spate. Cine naiba să ia? Bă, împușcați-i și pe ea. Ce-i zici, n-ai glanțe? Unul mort? Cred că sunt morți, ha? Gata, mă, morți, nu mai trageți! Frate, că mă duc pe ăsta ei! Nu mai te duc, mă, că sunt morți! El se duce acum când e morți toți. Hai să mergem, că mai mă bufnește râsul de mor. Am pierdut pe ăla, frate, nu am înțeles nimic ce s-a întâmplat. Urcați! Hai, bă, urcați odată! Hai, mă. Da. Am odată! Băi, de viața mea, frate, că nu... E împedicat ăsta. Ai pană, mă? Nu cred. Că-i grijă neam, amelor. Să sunt de lemă? Bună ziua! Dar tu ne urmări, mă! Bună ziua! Bă, ciocată! Ia zi-te! Bă, ciocată! Tata! Bă, voi l-ați văzut pe ăsta, mă, câtă bomba lui e? Bă, eu... Cine, eu? Tu, da. Eu nu vreau să zic că a salvat situația. Dacă nu era el, probabil că eram plin de sânge acum. Dar că... Cum naiba să cobori tu de acolo dacă puteai să-i dobori pe aia de sus ușor? Și cum naiba să cobori de acolo între niște fiare, gen în mijlocul fiarelor, să nu poți să tragi de acolo dintre ele? Totul era calculat. Bă, totul a fost calculat. Nici măcar n-avea arma în mână. Și că, bă, vă omor, zic, pun ce puse să țipe. Și l-avea arma în geantă, a început să scoată arma. Și a dat seama că a scos arma între niște fiare și nu poate să tragă. Și să zici cum își căuta cu disperare. Noroc că n-au tras aia, cred că au fost uimiți. Au zis, bă, unde am nimerit, la circ? Auzi? Totul a fost calculat. A, calculat? Cu ce calculat? Și a zis și eu când fac o belea cea. Bă, merge pe costa de aici din față, că trebuie să băgăm. De-aia am alergat bunie, că mi-a să-mi vă stabla mulțirii, ca să n-aș juca ciocată. Calculez greșit. Păi ce rău un peco, mă, e bun sau nu e bun? E cam un cadou aici. Băi, că e bun dacă e. Ia vezi. E bun? Urcați. Cum, mă? Nu merge, ce vrei să fiu. Mai în față e o benzerie. Mai în față unde? Aici, la magazinul ăsta, de pe stânga. În dreapta, nu e o dreapta, mai autostradă. Nu e nici nimic cu benzinării, pe dreapta. Ba da, nu tin capă. Bă, pe dreapta aici, cum ieșeam în dreapta, nu era nicio mașină, era... Unde i-am făcut noi pe călea alea lui Xiaomi data trecută.
Trebuie să mergem în dreapta, nu? Da, la magazin. Acolo mergem, că n-avem ce-o face. Dacă mai ne duce mașina asta, tragă în ea mașină și în ce ne-o ființat-o. Să-i cu drift, power. Ai grijă, grijă, grijă. Dacă dau un ei ca în hoții de căine, mă. Aia mă întrebea mie să mă opresc un polițist acum. Stați, bre, că nu merge asta și mă... Nu mai acceleră. Barosane, scuză-mă că-ți spun, mă poți duce și pe mine până la secție. După ce fac plinul cu siguranță. Stați, nu știți că noi tocmai era să fim omorți. Mai contează. Mai aveam timp. Am avut păciocat. Omul calculat. Doi. Băgați-mă întorc pe două acolo, că sunt micuți. Mă băgați și pe mine, vă rog. Păi tu n-ai mașină, bă. Ce, mă, ai venit și tu cu mașina să te luăm și pe tine? Colegul, du-te la Jaf. Nu de alta, da. Aoleo, este Jaf? Da. Vino încoa, colegul, domn. Dă-i drumul, lasă-l să ducă cu colegul. Hai, vrei mai bug? Când trec un cap în hărdughia asta? Bă, dar ciocată-i în spate, coboară-m! Ce? Coboară-te. Bă, ce nu-i trebuie benzina, rezervor. Ia uși Renault. Nu știu cum ar veni de ținut de BMW în break, cum ar veni. Dar tu Renault e la carcasă. Păi, ca și nu mă scot. De unde s-au dus polițiștii? Ha? Le-a dat Eric mașină. Bă. Te e, bă. Bă. Sincer. În Xiaomi alea nu mai putem avea încredere. Chiar da. Credeți că ar fi cazul să îi facem felul Xiaomi pentru trădarea lui? Dar i-am și zis în pana mea, bă, vino singur. Paștele mamei lui. Hai să îl spânzur, mă, vreau să-l spânzur. Vreau să-l arunc de undeva. Undeva înalt. O ciliată. Nu, și mai înalt. O clădire, ceva. Dintr-un elicopter. Merge pe Polacaiu și îi spune să arunce acolo. În mijlocul podului. De pe o clădire din asta. Din Santos. Santos, exact. Perfect. Nu. O gamiaș. Zicea e de Renault-ul meu. Astea-s blestemele la foste. Busteți ok? Mă bate tata. Pe mine mă doare la patine. Mie mi-a zis unul că când merg, când ai mașina pe pană, pe mine mă sună telefonul repede, că mă sună cineva, Gigi. Dă-te jos, că altfel dai la altă mașină, dă-te jos și dă-mi telefon. Dă-te bre jos, bre! Vino prin coa, că-ți dau eu! Hai că mă mai sună o pulă. Dacă nu am zis mai prostii, am zis pe astea, frate. Care mă sunt băgat țai și p***a să-ți bag, să-ți bag. Bebe Moise. Domnul Bădescu, te cunosc după voce, ce s-a întâmplat? Păi stați așa, acum m-am înjurat și după aceea... cu domnul Bădescu... Am crezut că mă sună, nu știu și... da. Băi, ești un omor, mă. Bă, ai crezut, mă, că tu pe mine o să mă omor, mă, vreodată? Bă, ce mă enervează asta? Băi, bebe. Om omor, ești chiar tu, nu eu. Ai văzut, băieții mei,
Bă, m-am săturat să mă amenințe ăsta, m-a sunat telefon și a zis că așa are, frate. Mă amenință, mă face în toate felurile în pana mea. Șmecher pe internet, bre. Hai să mergem să-ți iau un telefon, Gigica, sau să-mi iau un telefon. Bă, te-ai lăsat pe jos, pe Eric. Ce? Pe Eric, l-ai lăsat acolo. Nu e nimeni, bă, Eric. Bă, ăla e în spate, uite-lea. Doamne ferește, bă. O să-i dau drag ușa jos, să urci și el mai repede. Doamne. Na, mă, să n-ai ușă, poate așa ești în stare să urci. Da. Bă. Hai să punem mâna pe șumii, să-l aruncăm după clădirea înaltă. Dacă e poliția aici, știți că am belit-o, nu? Și este, a? Le cântăm Jingle Bell, Jingle Bell. Păcă, mi-a și cu ciorul el de frumător. Tata. Dorme, mă. Eu-s primul care-s jos. Eu-s primul care-s jos. Au! Puteam să opresc, nu puteam să opresc pentru că viața lui... Au, ochișorii mei, dă-te mă, dă-te futu-s morții! Vreau la mami! Bă, nu merge nimic bine în ăsta, frate, ăla ne vrea să ne omoare. Mai vin și ăștia pe viața mea! Taci, că nu ne-au văzut. Vreți să vă otactez? Bă, învață să conduci, bă, de ce mergi pe contrasens, mă? De ce ești pe acolo, mă? De ce? Să ne dai planurile peste cap de aia. Salut lume, salut lume! Dă un mecanic, ne ajutați și pe noi să o scoateți de aici, vă rog. Da, bă, dracu, da, asigurarea, asigurarea ne trebuie nouă. O, domnule! Gigi, dă-mi una, Gigi, să-mi revin. Uite ăștia, ne-am băgat mașina, da. Astăzi eu, bă, zici că e vineri 13, mă. Poftim? Păi vineri 13. Vrei să știi ce-am pățit? Dacă zic ce-am pățit, îți ia minte, ți-o ia minte, Razul. Stai puțin. Aoleu. Dă-mi mai în față, că e bicicleta mea, vrei. Păi mută bicicleta aia de acolo, că te dărâm cu tot cu ea. Vrei să mut eu mașina și... Deci dacă nu plecați de aici, încep stop-ul. Nu, gata, cum. Bă, sunt atât de grăbi și mă belele intră, bă, numai belele după belele. Băi, pentru cei care am mai scăpat câte o din asta, să știți că n-a fost cu intenție. Băi, șefule. Dacă ai fost rugat să pleci, pleacă și tu. Domnule, ferește, bă. Bine, 13 astăzi. Mă, poate domnul mecanic să o scoată de aici. A, dacă nu am ping eu, că deja autele dărâm parapeți pe aici. Bă, mă, sui la volan și-o scot mai, eu. Mai multă daună-i de la oraș decât să ajute. Unde o bași, mă, sub camion? Aolea. Ce-i faceți, bă, la mașina mea, mă? Iisuse, bă, dă-te, bă, cu o scot eu, bă, dă-te, mă, așa, mă, cu o scot eu. Mai pornește? Da, bre, o dracu că e 46. Dă-te, bă, futu-s bicicleta aia de aici. Ia vezi, domn mecanic, de aici poți să o scoți? Unde ești tu, portieră, dău? Dar-mi trebuie doar reparată, nu mai întâi e tractată. Unde e domn mecanic, mă? Bă, stai așa aici. Bă, bombalăule. Bă, nu mai stați, mă, pe drum, mă, că la ce circulați aici. Dău, bă, și tu, domn mecanic, tău pe contrasens, domn mecanic. Ăla, ăla. Bă, deci să vă explic. O repar eu acum. A, cui mașina asta? Trebuie să o repar. A mea, domnul, a mea este. Vă cost 700 de mii. Plătește, domnul, în verde. Plătesc eu. A, ok. Îmi dai și mi-o repar și pe aia de sus. Care? Aia de pe... Păi, pe aia a luat alt mecanic, a luat-o domnul aici. Trebuie să-i plătiți domnul lui. Mulțumesc, domnul. O, respect, domnul, respect.
200.000, domnule, ca să te dau jos dacă vrei. Păi tu cum pula mea mea, frate, ți-am spus o lași acolo, coaie, că am făcut accident, ești prost? Dar nu cu mine, ați vorbit, domnule. Eu am... Mă și înjurați așa, fără încă. Domnule, așa e la negru, nu te poți controla, să știi, așa sunt și eu. Ați primit banii, domnule? Da, asta e bun, da, am primit. Mulțumesc să trăiți. Mulțumesc frumos, domnule, la revedere. La ce camionare. La revedere, domnul verde. La revedere. Bă, îmi puși cu ochii, gravă. Actura asta mâncat. Hai să-mi iau și eu telefon și hai să mergem. Dreapta. Uite, știu în ce belele intră în pana mea, ferească Dumnezeu. Ai bani să ții tu? Rămâi unul la mașină ca să nu vină careva la volan. Ciocat. Că vreau să-mi iau și eu mai mult. A, domnul medic. Nagigi, șefule! Nagigi, șefule! Bă, plâng copiii. Că pot ce băiat aici? Nu, Nagigi, că nu suntem de aia. Vorbesc de blaz, voi, să vedeți? Nagigi! Stai așa să nu dau mai cu acolo. Domnul, dar de ce sunteți mascați? Domnul, de ce ești mascat? Îmi place ținuta dumneavoastră. Poftim? Mai bine? Da, 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 mulțumesc mult, domnul. Plăcere. Bună ziua, domnul. Nea Gigi! Lasă-mă până la Gigi. Vă iubesc, Nea Gigi, te iubesc! I love you. Colegul, lasă-i-mă în pace. I love you very much, tu. Colegul, au treabă, te rog. Lasă-i-mă. Hai, drept. Băieți de elită. Adevărat. Hai, vezi, bre, tot în roz umblă. Dăm prioritate, mă, că așa se face. Tot că mașina asta cam are prioritate. Zii cum facem. N-am o idee, avem nevoie de o fată. Ca să pice ăsta în plasă... Ca să pice ăsta în plasă... Eu frână n-am, dau unii ca în hoție dacă ai. Deci sunt pigagic mea. Ai? Sună, dacă să ne întâlnim cu ea. Mamă, vrei să-i faci? Am înțeles, deci cu Manuela te duci și la el? Nu. Ce că stai sus? Ia sună tu prima, Dalina Bri, ia hai. Nu mai sunt tine, hai. Băgă-mi aș pula în mașină. Bă, iar am înșurat, alo. Rucă-mi m-am spart episodul ăsta. Avem nevoie de tine, îți facem cheie la 1. Asta e episodul jocurilor. Bă, am făcut accident. Deci avem nevoie de tine. Eu sunt cu așteptare. Nu te găsesc. Eu nu vreau să mă bag aici. Unde o Cambry, unde ne vedem cu ea? Aici, la lemne, zi să vină. La lemne, la FFA vină. Repede. Hai urca. Acum vine. E de ușa bomba, lăule. O să trebuiască, o să trebuiască, o să trebuiască să dăm niște glanțe dacă e cazul. Mă pot? Cu pistolul? Da. Bă, nu puteți să răspundeți, omul, ți-ai trecut de nebun. Ha? Bre! Hai că... Bă, eu vă spun sincer, nu știu ce se întâmplă astăzi. Deci astăzi... E vineri 13. Deci nu știu ce se întâmplă, jur. Deci nu... Bă, dacă nu m-am bușit, dacă n-au intrat oameni în mine, dacă nu... Am ratat o grămadă de chestii din cauza asta. A fost cu schemă. Cred că te blestemează cineva, bre. Fostele. Bre. Ne auzi? Hai, vino încoace, bre, că nu mușcă. Bună ziua, mă, băi. Hai, bre, ia-o în braț. Îți dau voi. Trebuie să-mi dai tu voie, bre. Băi, avem domnișoare. Cum vă numiți în asta? Ale, puteți să-mi spuneți Ale. Ale. Da. De obicei, îmi place să apelez la nimeni din afara
cunoștințelor mele personale, dar suntem, cum să vă spun, situații disperate, cer măsuri disperate și avem nevoie de ajutorul tău. Da, spuneți, vă înțeleg, spuneți. A fost în curcă, baby. A fost a mea acolo? Da, cum? A, păi atunci ești a noastră, cum ar veni. Nu, că mă gândeam că trebuie să o plătim, dar așa... Are mașina MOV, nu vezi? Acum am văzut. Trebuie să sun pe cineva și... Bă, ce avea și omii? Două fetițe și bă, ce vrut să avea fata lui? Să fie fata sau nevastă sa? Hai să zicem că e nevastă sa. Tu poți cumva să încerci să ai un accent română-ungurește, așa? Gen servustoc. No, dragă soțule, e musai să ne întâlnim. Da, da, pot. Ok, o să primești numărul lui și trebuie să-l suni și să-l chemi aici de urgență. Spui că băiatul nostru o păzi ceva grav. Vino repede la ce număr e aici? 1082. La 1082. Exact așa, 1082. Vino, da, dragă soțule, repede. El o să vină, de aici ne ocupăm noi. Ai telefon, da, dai Gigi numărul de telefon. Nu că am telefon, numărul de telefon îmi trebuie. Păi asta, dai numărul de telefon, Gigi, te rog. Ai numărul lui, că... Stai din gură. 0779. Da. 307781. Asta e din. Deci 0779-307781. Da. Bine. Și zic să vină aici. Da. No bună. Zic că ești nevastă. Ce faci? Știi cine sunt, nu? Nevasta ta. Ia-l direct, nevasta ia-l ta. Direct, nu mai ți-am zis. Nevasta ta. Treci bre. Vasilica șmecherita. Am nevoie de tine. Sunt Vasilica Urgenta, șmecherita. La cod poștal 1082. Nu. Dar repede, că e urgent. Copil, repede. Hai, repede, că e urgent. Gata. Da, ce frumos l-ai luat. Vine. Sunt nevastă ta, Vasilica. Cred că... A, uite, că avea nevastă. Îl așteptăm acum, că n-avem ce vedea ce altceva de făcut. Fii atent, mașina. Nu, veniți încoace, lăsați mașinile aici. Vino, veniți încoace toți. Tu stai aici, Ale, tu stai aici și îl aștepți. Și noi stăm înăuntru aici și îl luăm de aici după ce apare. Să vorbești și tu mai tare, să auzi noi. Au. Dacă vorbesc așa e bine? Da, te auzim. Perfect. Bă, ce costă aici, mă, că îi dau glum. Ia dați un apoc. Da. Hai băi, stai tu, Ionu, și... Ce urgență aveți? Hai, salut! Ce băi? Aoleu! Avem o urgență cu tine, vină după noi. De fapt, știi ce? Întorci-te cu spatele la mine. Întorci-te cu spatele, am zis. Vasilica, mi-ai tras țapă, lasă că-ți dau eu acasă. Ce să-i tai cu castagagica, mi-a fraierii? Lasă, Vasilica, că-ți dau eu.
Am capturat băieți. Mai port asta degeaba, mai port, că știi cine sunt. Băi, ciocată, te duci tu cu aia? Cineva o să trească să merg cu aia, că n-avem loc toți. Urcă tu la volan, Gigi. Urcă aici, în spate. Bre! Eric, ia-o cu noi, mă! Ia-o cu noi. Da, da? Și-mi vină cu mașina ei. Da. Eric, tu că ai ciocată, tu că ai ciocată. Hai ciocată, vino cu noi odată. Lasă-mă, dă-i înainte că nu mai pot să, că mă terorizează ăștia. După ce că avem ziua asta, dă-i în Los Santos. Mai undeva în centru acolo. Băi, Shumi. Da. Cum te-ai gândit tu, mă, să ne faci una ca asta, mă? Da, ce v-am făcut, domnul Bebe? Cum? Ce-ați făcut? Ai venit cu... Păi eu am venit cu șeful meu. Cu și cu toți membrii. L-am adus la contract. L-am adus șeful. N-am știut că vine și restul. Că suntem urmăriți. Că nu eram urmăriți la un moment dat. Când am plecat de la... Ca să nu era nimeni în spatele. Nu știu ce să zic, dar Gigi are un cadou pentru tine. Unde l-ați dus, mă? L-ați urcat acolo? Sus, pe plafon aici. Perfect, mi se pare excelent. Shumi. Da. Cred că aici, în colț, ar fi perfect pentru tine. Sare de aici, mă. Treci aici, în colț, nu? Treci aici, în colț. Mai în față, mai în față. Stai acolo. Dă-te, poleacă, Gigi. Ușor, ușor în față. Să duc în cap. Și rămâi așa puțin că vrea Gigi să zică câte ceva. Ia zi, Gigi. Alo, da. Să rămână, da. Și tu, în schimb, ce ai zis? A, le facem felul ăstora. Dacă îmi spuneți despre ce e vorba. Mai mulți, facem, dregem. Ei, mă, așa? Dar nu strădător. Cum nu-i strădător okay, dacă te-am okay, rugat sigur. Singur? Păi eu singur am venit cu șeful, vi l-am adus la... Nu vreau merele, nu le vreau că am. Păi n-am știut că s-a urmărit. Păi, dacă știai logic, nu mai făceai. Puneți-mi așa. Dacă știam că s-a urmărit, nu mai veneam, normal. Ai venit cu el, mă, cu acești mașini. Bă, dacă nu mai impuneți, nu mai impuneți, nu mai impuneți avocatul. Nu vreau mafia mea apoi cu curcubei. Aici asta. Vreau să disfințez bala. De fapt, puneți-mi, nu știu, dar dacă puteți doar două bucăți de avocat. Sau cum să... Platul ăsta, urăsc. Hainele astea. Da, ok. Hainele-s mișto, mă, că de-astea purtam și eu, da. Ei, hai să vedem cine te va împușca, eu sau Bebe. Da, puneți-mi de rână, pentru că nu mă interesează mai mult să iau eco și dacă nu aveți eco, eu nu vreau să iau și de asta, dar totuși am unul de rezervă în caz în care... Vă rog, da. Mulțumesc și eu, la revedere. Stați așa, băieți. Bre, Shumi, cum să zic eu ție, dacă astea fiind spuse și tu cumva îți dai seama că noi... Nu ți-am greșit cu nimic și tu ți-ai greșit față de noi, atunci eu zic că am putea să-l iertăm, băi, ce părere aveți? Nu știu ce zic. Stați așa un pic. Îl iertăm, dar trebuie să stea cu noi tot timpul. Ia stați un pic, mă, stați un pic să ne înțelegem, băieți. În episodul următor vedeți continuarea acestui episod. Dacă Shumi o să fie sau nu aruncat de la înălțimea aceasta, rămâne, stați așa o secundă, rămâne de văzut, băieți. Apăsați butonul și eu de like și ne vedem în episodul următor.